История, ну и. mereu așa cum pare sau cum ni se pare sau cum credem că o știm. Cu toții îl cunoaștem pe marele poet național, Mihail Eminescu. Dar știm noi în ce condiții a murit? Domnule doctor, de ce nu de Securitatea comunistă, care era peste tot, a pretins că știe absolut tot. N-a putut spune nici până în ziua de astăzi cine a furat, de fapt, tablourile de la muzeul Brocantan. Unde sunt tablourile? Cum a murit familia de nobili ruși, eșuat, la gurile Dumnezeului, acum 100 de ani? Nimeni nu știe. Sunt Marcel Iureș și vă invit la Enigmele României. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Unele dintre cele mai fascinante mistere din istoria României au stârnit interesul unui binecunoscut post de televiziune internațional. History Channel prezintă din această toamnă, chiar de mâine, o miniserie de șase episoade care explorează necunoscute, precum locul unde se află mormântul lui Vlad Țepeș sau cauza morții lui Mihai Eminescu. Enigmele României, așa se numește serialul, al cărui producător este invitatul nostru de astăzi, John Florescu, el însuși cu o viață care poate fi, nu? O poveste de film. Bine ai venit la TV, John. mult și mersi pentru invitați! O să încerc să rezum în doar câteva rânduri bogata ta biografie, ceea ce evident e foarte dificil da, pentru da. telespectatori. Așadar, John Florescu, istoric și jurnalist american cu rădăcini în România, într-o foarte veche familie boierească de aici. Uh, este fiul reputatului istoric Radu Florescu, care a făcut din Dracula un brand în Statele Unite, <laughs> dezvăluind, prin două cărți de mare succes la public, legătura dintre faimosul vampir și Vlad Cepeș. Da. Yeah, yeah. Paranteză. Yeah. O să continui biografia după. Okay. A fost uh, prima dată când americanii au aflat uh, că Dracula, uh, mitul lui Dracula, se bazează pe poveștile despre cruzimea lui Vlad Țepeș da, de fapt, asta fiind prima dată, asta a fost în 72 și tata a fost aici pentru câteva ani, aici în România, la Ahiva, și a fost cu Matei Cazacu și în alte istorică, Ray McNally, și a fost a, a descoperit că, de fapt, este în liaison între Vlad Sepeș, elemente Vlad Sepeș. Deci era o legătură între da, Este o legătură, nu este exact evident, fiindcă domnul care a făcut cărți, Bram Stoker, a făcut un fel de amelie, a, a, amestec a, a de, de folclor roman, istorie roman, Vlad Sepe și tot. Era mai mult ficțiune. A, a creat un ficționist și a fost cel mai uh, curs din anul uh, sec. XIX, cel mai vândut în toată lumea, da. Dracula Bram Stoker asta știm, dar da. cărțile tatălui tău au fost cărți instrumentate științific practic, nu? Da, da, cu, cu instrumentele unui istoric. Da, efect. a descoperit ceva că nici în America, nici în alte uh, parții de, de lume cunoște același uh, fact istoric, cine este Vlad Sepeș. Oamenii cunoște nimeni despre Vlad Sepeș afară din România și uh, cărți din tate au fost... Uh, traduse nu știu, 20 de limba și după asta a făcut, de fapt, mai mult cărți, fiindcă a avut un succes și el m-a spus că când va muri, nu vreau să fie. a, profesor Radu Flascu care a avut succes cu Dracula și când tata a murit în 2014, telefon a sunat la casa, a fost New York Times, și spune că este, este cineva de la familie acolo. Și a spus, da, eu sunt copii uh -huh, de Florescu. Uh -huh. Și a spus, uh, noi vreau să fac o articlu mâine. Și evident, mâine, New York Times, Radu Florescu <laughs> Dracula scholar, scholar, dies in France. Exact ce nu vrea. Exact ce nu vrea să, da, să, audă după oară. Da. Da. Așa, aș, așa, a rămas, da. Pentru da. că a fost foarte populară figura, mai ales printre americani. Da. Americanii sunt, nu aici puteți, poți să-mi spui, sunt morți după, după, mituri. Da. De moarte, după, Halloween, că tot vine Halloween. Da, acum. la început a fost în, minus, în 1931 Universal Films, care a făcut o film cu Bela Lugosi, care vine din Lugoj. She had a huge success enorm, uh, in the United States. She, puna. until now, created the first, obviously three films: Dracula, obseci. Dracula meets Frankenstein, Dracula was a woman, Dracula she. A, așa, Dar, erai tânăr atunci, John. Adolescent, dacă nu a. mă înșel, pe la vremea când altă tău publica a. aceste cărți. Da. 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 Și cum au primit americanii? Care au fost reacțiile? Ce se vorbea aici? Evident, a, a fost Aduce complicat, fiindcă tate a venit în fel de celebritate în America, a fost în toate canalele, în NBC, CBS, și uh, oameni care cred că sunt vampiri telefon la casa și spune, <laughs> well, eu sunt Witch Hazel de la Philadelphia, Uh, sau alte persoane care au sunat și spune că ei sunt descendent direct din Vlad Sepeș, care nu este adevărat, descendent uh, a murit Acolo, în deci nici, nici voi nu sunteți descendenți, familia Florescu, nu, pentru că s-a da, scris nu... inclusiv da. acest lucru, da. că ai fi, uite și tu ai avea ceva, nu, sânge da. vampiric, ca descendent, familia Florescu descendentă din, dintr-un boier de-a lui Vlațepeș, așa s-a da. scris, da. scris. Da, de fapt, um, uh, uh, este fratele lui Vlațepeș a, a căsării cu cineva în familie mea, dar nu sunt direct descendent și am avut o discuție cu Prince Philip la Londra, la Buckingham Palace, acum 5 ani și după discuție pe uh, televizor sau pe uh, interviu, um, uh, Prince Philip m-a spus My son thinks he's related to Dracula, evident, <laughs> King Charles. Da. Fiul meu crede da. că este înrudit cu Dracula. Cu Dracula. Și am fost puțin ușinat fiindcă eu știu adevărat de-a defect direct din Vlad Săpeși a uh, este in Bolzano in Italia in Monasterio Colo. Ci hanno spus uh... Scuzați de nu avea nu, nu noi, da? <laughs> Nu noi. Deci de, m-am liniștit și eu. Deci altfel, mă uitam mai atât la dantură, știu. Sau... <laughs> deci nu ești, de, nu sunteți descendeți direct din uh, Dracula. Oricum, uh, a, a fost un mit care a suscitat o, o mare atracție. Enorm. Și lumea. Americanii, oricum, dacă știu și eu, ca jurnalist, am călătorit peste tot, primul lucru care le venea în minte de, când auzeau de România era Dracula. Da, yeah, exact. Dar aș vrea să știu dacă acum. S-a depășit această fază știu nu, mai nu, multe despre Oameni vorbește Dracula, uh, Francis Ford Capola a fost aici acum câteva ani și um, el a făcut un film despre alte subiecte a făcut un film despre Dracula și când Capola a fost aici nu a fost cu el și el a, și el a utilizat a uh, din tata L'Ancheput in în parte istoric de film, fiindcă mm -hmm. a couple of da a făcut fi ficționat, dar a fost Vlad Sepeș. Și atunci asta este în continuare, 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 fiindcă oamenii sunt fascinați, de ideea de vampir, sunt fascinat, și Netflix of a făcut un, un da, da, da. serie acum câteva Turce luni, turcesc. Turcesc, da. da, turcesc. Știm cu toții. Și da, adică aș el... fi vrut să știu dacă, dacă în America acum se știe și altceva despre România decât, de, decât despre Dracula. Adică, da, nu știu. știu sau mai, da, uh... evident, cred că Dracul este primul. Așa. Și numărul doi din. probabil este Nadia Comeneci. Hagi nu-și cunoscut foarte mult, fiindcă nu joacă așa mult de fotbal în America. Uh, da, evident. Deci pe locul 3, ce ar fi? Uh, probabil Nastase, fiindcă Nastase a fost un campion în America, primul american român care a gestigat US Open în uh, istoria americană. Și atunci, uh, da. după asta, evident, uh, Ceaușescu, fiindcă acum sunt multe dictaturi în lumea și Ceaușescu a fost un dictator foarte cunoscut în toată lumea. Uh, Nixon a venit aici în 69 la 2 august. A... Tatăl tău, știu că a fost implicat în această vizită? Da, tatăl a fost invitat din ambasadorul american, Richard Davis, să fac un fel de a, liaison cu media. Fiindcă, când Nixon a venit aici, a fost 300 de jurnaliști care au venit în da, da, spate da. de avion. și ambasadorul american are nevoie din personaj care pot să vorbești despre România, istoria puțin, cum este organizat fiindcă jurnalistul vine aici, din America sau din Asia, a venit aici, prima dată când președintele american a fie în România, din Yalta, și mm -hmm. uh, uh, tata a fost invitat să so, so explica, a fost la Atenea Palace și yeah, a avut un um, mic birou acolo. She, When was Dracula born? Or... <laughs> deci tot despre Dracula, da. De altfel, nu putea să lipsească nici din miniseria pe care o lansezi, o lansați pe History Channel. Uh, personajul, nu? Yeah. Uh, Vlad Țepeș, yeah. e unul dintre cele șase yeah. episoade. Yeah. Care sunt celelalte? Uh, este uh, Bruckenthal, mare uh, pintura care a dispărut, care, care este foarte interesant, a fost cel mai mare, cum se zice, theft mai mare, uh, furt. Când, uh, cel mai mare furt de, 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 de în România, de tablouri. De, 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 tablou. Și alta este a, a, Bathory, care este o oameni din Transylvania, Elizabeth Bathory, mm -hmm. care a fost un fel de, nu știu dacă a fost un prima vampiris, deci vampir, tot vampiri, vampir, da, vampir. da, da Elizabeth Bathory. Și a Maglavit, care nu, -a e, de la Maglavit, a fost foarte interesant, noi a invitat a Gigi Becali, fiindcă Gigi a susținut a monasteria acolo la Maglavit. Petrache Lupu. Petrache Lupu, o istorie foarte interesantă, fiindcă a fost în închisoare, oamenii nu știu dacă este nebună sau e normal și a, fost o, mică tensiune între biserica ortodoxă și Lupu și e foarte interesant ce s-a acolo, un fel de uh, lord, uh, cum în Franța, da, da, lord da. woman. Minunile de la lor de așa și da. acolo, minunile de la Maglavit, a, așa, si, mai departe. Și în plus um, avem despre uh, um, Mihai Eminescu, evident, fiindcă a avut o succes enorm, de a avut o viață foarte uh, uh, dificilă, a început a fost în spital pentru nebună și este tot fel de, de explica ce s-a întâmplat în viața a murit uh, tineretul, nu știu, 13, 19, da, Uh, este încă o poveste interesant despre o sare, o sare care este un vapor din Rusia, din Odessa, care a venit aici în, în 1920, după Revoluția în, Rusia. Și da. a venit cu boierul a uh, Rusia, foarte elegant, cu mult bani, cu mult aur. Și mm -hmm. a intrat în in portul a, uh, Dunărie, de, 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 de fapt. she toatelumadisproud toatelumafast killed mm -hmm. she but um, uh, 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 she first primo page the new york times in minnesota doze eight mystery ship of russian nobles That disappears in da. Romanian Delta. Dispariția misterioasă a navei, nu? Da. Rusești, și cu care... aur cu tot da. în apele Dunării. Da, și asta este... Deci asta e altă, o altă enigmă. Iar despre Vlad Țepeș, enigma e legată de locul mormântării lui, nu? Da, este două chestii. Unul, cum a, unde a murit și unde este copul. Și unchiul care se cheamă George Florescu, și cu Dino care este din Muzeul uh, Istoric din București, a fost acolo în în, în 1933. și evident um corpul este în în uh, um, biserica și când a uh, când uh, uh, merge mai jos mm -hmm. nu a fost acolo atunci a merge puțin la dreapta și uh, și uh, a fost de fapt a fost nimic acolo mm -hmm. și onque meu uh, a căzut Că, uh, când lumina a venit și soarele a venit, fiindcă trebuie să pregătit, cum în Egipt, da? să pregătit, uh, cum se zice, grave site, uh, momentul, uh, a desenteregat mult, fiindcă a fost 500 de ani. El a murit, Vlad Sepiș, în 1476 și asta a fost în 1933. Și Onchi a avut uh, câteva idei că că a, a the face um, de Vlad Sepe și a transportat in, uh, in, in, la Istanbul, la Constantinopol, la acel șepoc. a fost un... un, a, a, a fost, asta este costum, cu, cu, the custom, yeah. Yeah? A, să, să pun numai aici și cu uleiul și altă uh, produc pot să prezervat pentru cât timp, cam așa sultan pot să vede cine a pierdut în față

aș vrea să, să mai spun câteva lucruri despre tine să înțeleagă telespectatorii da, pe deplin personajul invitatul ediției de altfel să continuăm biografia așa cum am promis ai studiat istorie, politologie filozofie și economie la Boston College în Statele Unite și la Oxford yeah. în Marea Britanie ai lucrat timp de două decenii cu celebrul realizator britanic David Frost de la BBC ai făcut show-uri de televiziuni pentru rețele americane ai intervievat șase Președinți americani, trăiești în România de 15 ani și ai făcut trei filme de documentare de mare succes despre familia regală românească. Iar acum, cum spuneam, produce această serie pentru miniserie pentru History Channel, și se pare că preocuparea asta pentru enigme yeah. este moștenire de familie, nu? Uh, adică, adică, da, da, adică ai, ai moștenit-o de la tatăl? Pe tatăl te-a yeah, yeah. preocupat de acest secret al lui, uh, lui Dracula, dezvăluind yeah. că este de fapt bazat pe uh, poveștile lui Vlad Vlațepeș. Yeah. Tu continui cumva în aceeași. Yeah, exact, zonă. pe drum. Um, eu am fost cu uh, Ion Pop uh, de la Academie, prezident la Academie, acum mult timp. și eu l-așteptat în Bureau, acolo la la da, Calea Victoriei. Președintele Academiei. și a, Aurel a fost întârziuat și i-a așteptat în, camera și a văzut că sunt mulți coți care la dreapta la știngă Și când a venit Ioan un om foarte elegant, a spus scuze că sunt târziu, întârziuat. Și am spus niciun problem, niciun problem. Eu vede că dumneavoastră are multe lucruri aici, trebuie signat, nu știu ce. Și el m-a spus că, ea m-a spus că tu fac cu un film că sute de cărți nu pot să fac, fiindcă oameni nu citești cum citești da, acum Da, da, timp. sute de că nu fac cât, ceea ce poate să facă un, un film. Ca da. putere de pătrundere da. la, în publicul larg, la publicul larg. e televizorul și internet. Da. de ce e interesat uh, History Channel de România? Evident, și am, am, am făcut film pentru History în, în Statele Unite deja acum 10 ani. Și când am venit aici, am fost în legătură cu el. Și primul film care a făcut este despre Aure „Dutch Nation Gold”, aurul dacic. Dacic, două ore. Și după asta, History Channel m-a sunat și spune: „Uite, noi vreau să mergem mai profund în Europa de Est și România este piața numărul unu pentru noi după Polonia și sunt interesat să fac o serie.” Um, despre uh, myths și este un uh, mit și Legends și mm -hmm. este o emisiune în America care a avut mult succes cu William Shatner mm -hmm. care se cheamă Unexplained, Nu poți speaker. Da. Și noi vreau să facă aproape de așa în România. Telespectatorii vor afla răspunsuri yeah. la, uh, la aceste enigme sau yeah. vor afla informații despre, despre enigme? Evident, adică... a, depinde de enigme, da. Evident, nu pot să ai un rezultat unic, dar cred că sunt câteva elemente care sunt noi în astfel enigme și noi vedem, am vorbit cu istoric din aici, din aici, din aici și fac un fel de analiză, analiză este puțin cu dar fac un fel de comparație ce este mai credibil, ce este mai corect. Visul tatălui tău a fost da, după cât am citit să descopere această legătură de, da, între Dracula și Vlad Țepe și să o, să o facă publică, să o împărtășească lumii prin, da. prin cărți, prin volume științifice. Da. Și, și l-a îndeplinit acest vis. Care da. este visul tău? Ce vis ai avut tu? Sau ai în continuare? Acum? Da. Pentru viitor. Pentru viitor. Da. Probabil că și până acum ce ai da. a avut un vis anume, de exemplu la care, mai de demult, da. ce vis ai avut până acum? Da. Până acum, evident, eu, în Statele Unite am fost pentru, nu știu, 20 de ani la Los Angeles. Și asta este casul lui media american, television. Și acolo, cu David Frost, noi am făcut multe emisiuni, interview în principal, dar multe documentare. Și asta m-a plăcut foarte mult. Nu are sens că are o, o job, o slujbă. Este așa fascinat. Cum a intrat în industria asta televiziunii? -a, a fost interesant prin Vlad Sepeș. Fiindcă cântea... <laughs> <cânta, cânta, laughs> Toate trec prin, prin el, Vlad Sepeș. Fiindcă a avut succes cu cărți, Frost are cel mai mare program în Unite Fiecare zi, de la 5 până la 6 jumate pentru da. național. Da. Și el a invitat profesor Florescu cu o curte, care a, a avut un mare succes. Multe ani mai târziu, um, uh, eu am avut ideea să fac o emisiune despre uh, politician american care merge pe Casa Alba. A fost în 88 Și eu am, uh, spus, am telefonat... Uh, 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 Sir David Frost la Londra și eu spus, uite, eu sunt John Florescu, eu sunt fiul lui Radu Florescu, istoric, cunoscut din Dracula. Ah, da, și eu am o idee, eu vreau să fac o emisiune de 13 3, uh, ore. Uh, șase uh, democrat, șase repub republican, da, fiecare de mm -hmm, mm -hmm. și tot prezident care yes, ca să ies în viață. Da, da, da. Și intervivez, nu, emisiune despre. Câți? 12 președinți, nu? A, 6 și 6. 6, 6, 2, 6, 6 democrați. Vine, candidat. candidat. Da, candidat. Și cu soție. Fiindcă când candidat este singur așa, este un lucru. Când este cu, candidat, cu soție, e, diferent. Alt, e altceva. Și atunci, în o oră, noi fac a, 30 de minute cu candidat, 20 de minute cu, a, sau 15 de minute cu doamna, și 15 amendoi. amândoi. Deci, emisiuni cu o abordare mai umană, nu strict pe politică, Nu, nu strict pe politic. Foarte umană, generală, da. despre viața lor. Da. Și noi, noi avem cercetarea foarte bună. Am angajat oameni de la New York Times și la Time Magazine. Avem o echipă minunată la Washington. Și finanțarea, deci, au venit de la anumite... Ai avut bani de la anumite firme. Da. Dar Ești... ai pus și tu bani de acasă, nu știu, no. Nu, nu. No. În no. no. America, general, nu fac televiziune dacă nu, dacă nu are bani înainte nu merge înainte. Dacă n-ai să... bani înainte, nu, de da. finanțare? aranjat finanțare înainte. Cam da. așa sunt liber. Cam așa nu are stres, dar are bani suficient. Asta costă mult și nu pot să spune un candidat prezident, pot să vină, dar nu știu exact, dar trebuie să fie corect că tot finanțarea este aranjat înainte. Bun, ai obținut finanțare. Puteai să faci programul pe cont propriu, nu? De ce? de ce, această cooperare cu David Frost? Da, da, evident. eu am fost angajat în David Frost. David Frost, după același serii, am fost în avion cu el și după un an am terminat serii, am fost în avion și David m-a spus că a fost o experiență foarte plăcută și nu a avut un succes de ratings în America. Doresc să vină boss de firma mea care este la Los Angeles. Deci a vrut să te facă șeful firmei din Los Angeles. Da. Tu atunci, până atunci, anul acela lucrase da. și cu bani plătiți. Da, da, evident. Da. Yeah, eu sunt executive producer, dar eu nu este numai pentru același serie. Da, da, da. Și după asta a, a văzut că noi avem o, o partenerie bun și a spus, noi suntem în avion, a merge la New York până la Washington, și a spus, uh, dacă sunt interesant, și a spus, ui, da. Și atunci trebuie să discutăm bani. E important. Și el vine cu o hârtie și, cum se zice, tears and two. O, da, o, în două. Rupe două. Da. Și el pune în mână mea un hârtie și el are alte hârtie. Și el spune, eu doresc că tu scrii ce Cred este un salariu corect corect pentru tine. Anual. Anual, da. Asta este 87. Și eu, David Frost, vai fi la fel și după asta el va da, Atunci eu am scris 80.000 de dolari, care este un salariu bun și corect pentru job-ul meu. Și el a scris ceva nu știu și el m-a spus, uite, To give, give me Dar, the piece, mă dau. -a, -a, -a 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 a și și... și a, a văzut, eu am 80 și el are sute. O sută el are sute de mii de dolari. Și el m-a spus, eu sunt boss, vai fi o sută de mii. Da, el era șeful la decizie. Asta a fost un act generos Eu pot să spun 90 de mii de dolari sau nu știu ce. De asta am văzut că este un om. De fie, a, credibil și generos și atunci nu a avut nicio contract pentru 20 de ani nici nimic pe Hotea numai da. pe cuvânt Asta era în anii 80? 87 În timpurile noastre suma cred că e mult mai mare ah, Da, da, da Exact, da, exact, e <laughs> mai mare Salariul anual, pentru dacă ai lucra <laughs> acum <laughs> Da, evident, salariul a schimbat mult Dar ce a fost el? Uh, David Frost uh Kunosh Twete Lumia mi se pare a chef de state chef de in Hollywood totally I don't you know I in access Jackie here Bill Gates la della Microsoft so uh um um Pavarotti so president so Gorbachev Shifikare uh Uh, săptămâna noi fac talking with David Frost. atunci noi mergem fiecare locat în lumea. Da, da, Merge da. în mergem în război, acolo la la în Saudi Arabia, Saudi. Arabia Saudită, da. Și... deci a intervievat personalități uh, ale lumii din diferite domenii. Da, exact. Între care, și, uh, între care poți numi câteva și cum? Câteva exemple de personalități pe care le-ai Noi am făcut uh, 73 mai... Cel mai și te-a impresionat, personalitățile care te-a impresionat cel mai mult. Cine este personajul cel mai important în lumea acum? Acum, atunci noi vedem acum va fi prezident în Netanyahu. De fapt, a interviuat Netanyahu în aceleși... în, A, deci l-a interviuat pe Bibi Netanyahu chiar atunci. Da, în, chiar mai târziu. Și Rabin acolo și Perez acolo, trei, trei date a fost acolo. Ai mai intervievat-o dacă nu mă înșel pe Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, oui. și, și eu cred că din toate personal că, că, noi, în, eu sunt producător, da? că cel mai impresionat nu se pare că este Margaret Thatcher. De ce? Fiindcă Margaret Thatcher, când vorbesc cu ei, este foarte dur, în sens, foarte inteligent și are sens când ei vorbești în trei lucruri. Un, că eu cred de ce vorba. Nu spune așa, nu spune pentru moment sau pentru camera. Mm -hmm. Cuvânt este... E sincer. E sincer, vine e sincer. de aici. Deci transmitea Margaret Thatcher, da, Extraordinar. Doamna de fiera Britanie, Și în plus, ea fiert, este că ei, a, Margaret Thatcher um, vorbește simplu. Comunicare simplă, nu complicată simplu. Acelăși problem este asta. Da, da, da. Și la trei calitate este are impresie că Margaret Thatcher doresc că tu vine cu ei, că tu este uh, convins, de da, cum zice, convins. convins da. Sunt convins de da. ce vorba. Și eu am văzut asta. Avea, de... avea, această încredere în ce Extraordinar. spune. Extraordinar. Eu da, am văzut. De... Nu... nu avea rezultatele astea. Dar a yeah. intervievat și alt tip de personalitate, nu doar politice. Da, yeah. yeah. Cine? Uh, de exemplu. Uh, Bill Gates.

cel mai mult român că orice naționalitate în lumea. Am așa multe români aici că noi avem două cafetorie enorm cu bucătărie, cu cu care vine din România. Și a fost foarte mândraș și de fapt că Uh, sunt așa multe români din talent extraordinari. Foarte talentați. A recunoscut după terminația numelui tău de familie, Florescu, a recunoscut yeah. faptul că ești român, nu? Cred yeah, că după exact. asta și-a dat seama. Da, yeah, exact. Și sunt într-adevăr și noi, știm, mulți români talentați dacă lucrează în IT, yeah. în America. Da. Yeah. A, nu știu dacă pe de-o parte ne simțim mândri, pe de-altă parte nu suntem foarte bucuroși, că e o pierdere nu de creere pentru România. România are două, tu cum vezi lucrurile? De-a două atitudini români care sunt în Statele Unite. Sunt aproape de 900 de mili de români în Statele Unite. Um, și este un grup care sunt foarte buni, vreau să fie român acolo și celebrați a, de primul decembrie, a, are mâncare român la casă. Eu știu bine, fiindcă că a fost, a, când a demisionat din universitate, a fost a, a, la Boston și el a venit a, a, consul onorific pentru uh, New England. Și asta contează, că New England este centrul academic din Statele Unite. Și fratele meu Nick, a venit uh, consul onorific în Houston, la Texas, unde este Petrov. Și noi am văzut că sunt două categorie. Unii sunt foarte fier, proud, Mândri. să fii mândră, Mândri. să fi Și alt, nu vreau să spun nimic despre asta. sau nicio nu legătură, contat. nu mai vorbesc limba. Eu da, nu vorbesc limba, nu merge uh, la eveniment uh, național. Și noi, acolo la Boston, uh, a, venu, a venit multe prezidenti care au venit la Boston. Uh, uh, Iliescu a venit, Constantinescu a venit. Uh, am fost și eu atunci. A, da? da, eram reporter pe președinție și am fost da? la postul de da. vizită al lui Constantin. Atunci ieri doar să merge la primărie sau da. la Kennedy Library, să, să fie și noi pot să introduc acolo. New York, Boston și A, da? și Detroit. Da, parcă în vizita aceea. Dar, oricum, am fost, am fost la astfel de întâlniri. Da, a, și cu da, de acolo. Ce foarte bine. Da, da, vorbe. da, da, Telespectatorii trebuie să afle. Eu, da. Chiar dacă eu cunosc. Uite, pentru, eu, pentru cel, cel mai mare succes la New York a fost Regina Maria, care a fost în 26 și asta este în film nostru. Și avem film, de fapt, când Regina Maria a venit în orașul din ale New York, cu uh, primea și a uh, spus că, uh, cum se zice, piese uh, pieces of paper care floated down from da. the sky. Da. Este a ticket tape -tick -tick parade. Bucăți de, bucă de, de -hârtie, hârtie, deci un fel de, un fel uh, de cum, cum, le spunem noi, uh, cum zapara care vine confeti, din sus. Confeti. Confeti. Da. Și toate orașul din New York se schimbă, se schimbă, se deschis, se, se deschide pentru uh, Regina, Regina Maria. 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 A fost extraordinar. Și nu cred că am văzut așa multe reacții pentru un personaj numai alt când noi a venit înapoi din Luna, uh, că s-a întors de, că, de Apollo, 11, din Apollo, da, cu venit la Neil Armstrong și Neil exact. exact. și eu cred că cel mai fost... 69, exact. Da. și eu cred că cel mai extraordinar uh, după asta este Regina Maria la New York Asta a fost prestigi, prestigi din România. Nu știu că atât de multă amploare a avut această vizită și așa de... Este filmul nostru și noi a citit, citești în, cum se zice, diary, în... În jurnal, în jurnal. În jurnal. I remember the day with with pieces of confetti falling from all parts of the sky. În ziua când mulțime de confeti au căzut peste... Și atunci, da. evident, oameni uitat. Dar asta te-a stimulat, te stimulat să faci aceste trei producții despre familia regală? Da. Dintre care un film este chiar despre Regina Maria. Da, exact. A făcut primul film, a fost în 2016. A, am avut a, șansa bună în 2003, acum 20 de ani. Tatăl m-a spus, de ce nu vorbești cu regele Mihai? Fiindcă a avut un, o, o viață foarte interesantă. Și trebuie să, asta trebuie să prezervat pentru viitor, da, pentru da. e Și, și mult persoane nu știe mult despre ce a făcut în perioada 44 și tot schimbări de uh, regim Antonescu. Și am um, scris uh, uh, Prințesa Margarita, doresc să vorbesc cu tata dumneavoastră, și si a, si a fost acolo și si a fost acolo și si a mobil. Și si toate uh, film a luat acolo în America și si 20 ani mai târziu am gândit de ce nu fac o film despre și si a venit aici și si am făcut asta și si asta a fost primul film. Și si la două este două ani mai târziu, în 2018 și si am gândit că asta este o sută de ani. Și si, um, am, am citit ci o, o, o memoare de Wilson, da. și cunoaște istoric foarte bun la, la Washington, a, uh, Michael Beschloss. american Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. Și Woodrow Wilson a fost acolo la Paris, la, a, la Versailles, în da. 2018. 18, și vede foarte clar că Wilson a fost a, persuadat, convins. A, convins, din Regina Maria Că oamenii trebuie să aibă. Da. Translatează. Am văzut asta în film. Văzut, am am da? văzut filmul, da. am văzut acest, da, și mi-amintesc uh, rolul uh, Reginei Maria da. uh, în toată această poveste. Da. Uh, și impresionant film. Felicitări și mult, -a acum, mult. așa, față față că n-am avut până de atunci ocazia yeah, să vorbim. Este uh, să spun. amuzant, fiindcă când noi am, am, făcut, am făcut lansare la Ateneum, Ion Pop m-a introdus acolo. Și, când am venit la Plano, acolo, și am spus: uite, aici, la Athene, sunt is istoria din România cu uh, muros, cum se zice, da, tablou. Tablou, da. De la Daci până la um, 2000, um, 1900, nu știu ce. Și este numai un singur femeie, no. și este aici. Și este Regina Maria, care este în spate de soție din Ferdinand, și eu. Um, a făcut asta, fiindcă cred că nu a avut a, importanță că what she deserved, că a, are drept. Că, da, că merita. Că merita, că merita. Și după asta, film 3. Deci, da, merit al treilea, da? La trei este, fiindcă când am vorbit a, cu lumea din, a, din regele Mihai, am vorbit cu multe persoane care l-au ca la cunoscut în faze diferite de viață. Și uh, filmul, primul film se terminat când el a plecat din, room, din Sinaia la 3 ianuarie 1948. Dar a avut viață, evident, durează încă 50 de ani și ceva. Și de ce nu fac perioada de exil? Fiindcă, când am vorbit cu altă, a avut un moment foarte dificil. Fiindcă nu are un post, un job. Nu are o misiune în viață, nu are bani, da. are cinci copii și si cum multe persoane după război II, din familie royală, din România sau din Serbia sau din Rusia, a fost nu știu, de în Paris, la New York, da, la Londra. da, da. Și da. si atunci a fost o poveste extrem de interesant. Da. Observ uh, încă un lucru, da. apropo de moștenirea, uh, de, uh, da, uh, pe care o ai tu de la tatăl tău, de faptul că se transmit anumite lucruri, dincolo de curiozitatea, preocuparea pentru enigme, yeah. Da? Yeah. și această atenție acordată României. Yeah. Tatăl tău a fost o punte, așa l-au caracterizat mulți, o punte de legătură între Statele Unite ale Americii și România. Yeah. Pe tipul comunismului și după comunism da. A conciliat mai mulți ambasadori americani. Da. Da. A oferit burse da. copiilor supra-dotați din, da. din România. Ți-amintești cum vorbea în, în casă la voi despre România? La noi? Da. În primul rând eu am o soție român și... Acum? Dar Acum. Eu mă gândeam când erai mic. Cum vorbeam în casă când a început Acolo, când noi a fost mic. Am um, ști că toate hata în America din lumea, este evident, Europa, America, Rusia. Și si Rusia este în Roșu, și, uh, și țara care este sunt lingă, uh, lingă Rusia, Rusia, sunt în um, pink, cum se zice, pink. Roz. Uh. Roz. Înseamnă că este un fel de bloc. Da. Și atunci noi cum copii nu, nu, nu cred că este posibil să mergem înapoi. Evident că noi avem rude care au fost blocate aici. Bunica mea a fost acolo a la Ministerul de Șef de Delegație la Londra, atunci el a demisionat. Mm -hmm. Când Antonescu a venit la putere, Radu Florescu, bunica mea, s-a demisionat și a She, um, stai în West. Dar soarele ea a fost aici, alte da, da, da. rude a fost blocat. Pentru noi este un fel de închisoare cu un copii. România și Rusia este un fel Așa stel... erau, așa da. erau. Erau, erau în, 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 în fel de închisoare. Așa, așa se vorbea yeah. atunci când yeah. era. Și, sí, de fapt, nu vorbești deloc românește la casă. Vorbești francez, fiindcă mama este francez. Dar nu cred niciodată că noi poți să mergem înapoi în România. Cu româna, limba română, când ai luat contact cu ea? Când te-ai venit aici, prin când când ai venit date? aici. Da. Când? Deci nu, nu, nu în casă. Nu la casă, nu. nu fiindcă acasă. Uh, cu mama vorbești francez, cu daddy, uh, cu vorbești în englez și, uh, de fapt, acolo la Boston sunt foarte puțini români care sunt acolo. Um, fratele e un frate Radu și la școală nu poți să what? Radu? Ce numără este? Și confuzie cu Ragu este un sos de, uh, A de spaghetti. <laughs> da. Deci, român, ai, ai, uh, ai început să înveți când ai venit în România? Da. Până în da. ce da. An? Da, da uh, -i de in in 90, think a venit, prima dată de fapt a venit în 67, în 90, fiindcă tata a avut o bursă din Fulbright Scholarship mm -hmm. da. pentru a, uh, și uh, uh, face vreau să fac o Kurtz despre Carol Doi. Da. De, de fapt, când a fost aici, ce s-a întâmplat, este a văzut document despre Vlad Sepic a văzut Dracul, și ea s-a interesat ce este Dracul uh -huh. și coleg tata a fost a, același moment la Leningrad și a avut, a avut același document la Leningrad da, da, Vlad și, Dracul. La da. Drac, și a avut în sens și -a, că este ceva și a dat ceva. seama că e o legătură între Vlad Dracul și celebrul mit al lui Dracula. Exact. Facem ce facem și tot la Dracula și da. La Țepești, revenim. Da. Da. da, Deci ai venit, eu vreau să vă 60... final, în 67, 67 și, și după aceea te-ai stabilit în România uh, mult mai târziu, deci acum mai târziu. 15 uh, ani. După, după Revoluție, a venit după Revoluție. Da. Și româna o vorbește atât de bine pentru că ai soție din România, nu? Asta și în e, plus, e e colegi și sunt rușinat că eu sunt în familie română, dar nu vorbești mai bine, dar pot mă de nu, 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 vorbești, se înțelege, se înțelege tot ce spui uh, uh, aproape tot uh, și aș vrea să te întreb dacă uh, și în familia acum pentru copiii tăi, uh, da. uh, cumva ai de gând să-i să uh, să ții, da. să păstrezi această, da. Da, această da, evident, preocupare um, pentru românii până la urmă, Spiritualitate um, românească. Eu am patru copii. Patru. Un, un care este la New York, 27, 23, cum de la Los Angeles la New York, și două aici. Un care are șase ani și un care are șaptezeci ziua mică. Da? Da. Oh. Atunci eu sunt uh, cum o bunică, dar eu sunt tata. Și bunic plus. și tata în același da. timp, da. Și atunci uh, Nadia, care are șase ani, vorbește românește perfect și englez și francez, fiindcă este la școala franceză și mică va vorbești, mi se pare, va spune dada sau tatăl. Vedem. Cum mai, dacă face și o scurtă comparație între cultura organizațională, între cultura muncii din Statele Unite și din România, foarte pe scurt, care ar fi... Yeah. Eu am vorbit diferența? cu noi, avem echipa aici, fiindcă noi avem firme de publicitate și altceva, și am vorbit cu echipa acum două săptămâni. Și eu am spus că problema este Oamenii nu sunt așa direct și deschis aici. Aici. Și când eu avem echipă la Los Angeles sau la Washington, oameni vorbești. Și când eu fac o meeting pentru cum merge birou, cum merge business, e invitat tot în cameră și spune, uite, asta noi fac asta, asta merge bine, asta merge, asta bine, dar merge da. Aveți întreba nimic, aici niciodată, nimic. nimic. Să vedeți cum e când mergeți mai în est. Yeah, yeah, she might, in, she might, in, might. in America, you <laughs> are an idiot. That you to She knew. Women knew something about this She si communication yesterday more She si, for uh, example, in America, when you call a firm, you call by new not mobile private. you de Mihai, da. atunci nu este plugged in, nu e, nu este, uh, asta este un privileged are numele, uh, In în America este mult mai deschis. Eu mult mai deschis și, și în raport cu superiorii. Da, asta... Eu pot să, numele de uh, Casa Alba, mi se pare că 1, 2, 0, 2, 4, 5, 6, mi se pare 1, 2, 1, da, 2. Da, da, da. E tot, este deschis, astea. Deci, e deschis și în raport cu superiorii la locul de muncă, adică oamenii sunt foarte uh, directi, sunt da? Direct, dar, da. Dar și în raport cu autoritățile, nu? Populația da. e mai. Da, e da. Nu sunt uh, oameni da, când sunt uh, neplăcute. Uh, evident, în America. Acum este o situație tristă în sens. Fiindcă America. Divizat. E divizată divizat de și devizată de nu după văzut... cine vedeți, cu experiența ta de jurnalist, om care a studiat și științe politice și ai intervievat candidați, inclusiv de. pe Biden. Iată, de. De. ai făcut și un show de televiziune de. despre Trump, Trump versus de. Trump. De. Ce vezi că se va întâmpla? Ce crezi că se va întâmpla în această cursă prezidențială, acum, din nou? A, asta este o situație foarte ciudată, fiindcă majoritatea democrată nu doresc că Biden să prezentat, fiindcă e prea bătrân. Nu este nimic despre el cum om sau ce, dar este un om prea bătrân Și oameni care sunt uh, republicani uh, nu este foarte mulțumim cu Trump. De fapt că a fost așa mult de da, 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 da. și, și asta și asta și asta. Deci ne de ambele părți. Ambele. A a, a, și alegeți rău cel mai mic. Noi știm asta cum e în România, să alege da. rău cel mai mic de fiecare la președinție. Da, adică da. Nu, nu e vot pozitiv, ci vot negativ. Negativ. Răul și... cel mai mic. Bun, ce crezi? Cine crezi că nu mai avem mult timp și a, de vreau cumva să cumva să-ți mulg un pronostic? A, eu fac un pronostic nici în nici alt. Nici Biden, nici Trump. Scurt, 30 de secunde. Mesajul tău pentru românii, pentru că noi aici avem telespectatori care să uită la voi, invitații care sunteți modele inspiraționale. Pentru românii care vor să facă o carieră solidă, cum ai tu? La ce să fii atenți? Are credință în țara Eu pot să plec mâine undeva, pot să te spun la revedere România. Now, I believe that there is a talent aici in Romania si it needs to to it. are problems all over the extraordinary situations all Romania has a lot and talent de oameni, inteligenți și energie și eu cred că e trist că așa se irosește, multe persoane au plecat. Și se irosește, da, dar talentul ăsta va trebui să dea roade, nu? Da. E un mesaj optimist. Mulțumim da. cu care încheiem această discuție care mie personal m-a făcut mare plăcere. Mulțumesc, John Florescu. Mulțumesc o... foarte mult. Mulțumesc. <laughs> <Miesi> mult. <laughs> o zi frumoasă în continuare, doamnelor și domnilor, toate bune.